Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi suntem din nou în explorare, după cum puteți vedea, așa că stați alături de noi până la finalul acestui clip pentru a vedea și voi animalele cu care ne vom întâlni astăzi. Dacă putem să focalizăm. Și cred că l-am focalizat bine. Ce simpatic e. Stă și uită la noi în coadă. Bă, ce sunt bine cu ăștia? Ce scuie aici? Dar e primul pian ăsta care îl vedem în habitat aici. Da, nu pian ăsta. Bine, și iarba era mare, știi? Cine asta zic? Aici e filmare la mură în mură, cum s-a spus. Dar coborând mașină nu te lasă pe mine. Nu, fuge. Dar vezi că și acum e foarte atent. Să uite doar la noi, vadă ce se întâmplă. Știi, bă, să pusă mușca de mine cu acest prima. Wow, ce sunt. Bă, pe camera ta, că nu văd nimic. Fără, nu încerc. Bă, pe camera ta, să. Da, dar îl vezi, nu? Iată-l. N-ai niciun nimic. Se apropie. Hai, ne auzi că noi vorbim, știi, așa. Are corpul lung de aproximativ 20 de centimetri. Coada este relativ scurtă în comparație cu lungimea corpului. Greutatea este cuprinsă între 230 și 340 de grame. Botul este scurt, urechile la fel scurte. Membrele posterioare au 5 degete cu unghii lungi care ajută la săpat și membrele anterioare doar cu 4 degete prevăzute la fel cu unghii. Ochii sunt mari și distanțați între ei. Trăiește în pajiști cu vegetație scundă, menținute prin pășunat. Din păcate, în prezent, este unul dintre cele mai periclitate specii de mamifere din România. Printre cei mai importanți factori periclitanți se numără dispariția pășunilor cu vegetație scurtă, respectiv fragmentarea accentuată a habitatelor. Egreta, cunoscută și sub numele de egreta comună sau egreta mare albă, este o pasăre larg răspândită. Se întâlnește în Asia, Africa, America și sudul Europei, recent răspândindu-se și în zonele mai nordice ale Europei. Își construiește cuiburi în copacii din apropierea apei. Această specie are o înălțime de până la 1 metru, poate măsura între 80 și 100 de centimetri lungime, și are o anvergură a aripilor cuprinsă între 131 și 170 de centimetri. Pot cântări între 700 și 1500 de grame, cu o medie în jurul a 1000 de grame. În afară de mărime, egreta mare se poate distinge de alte egrete albe prin ciocul galben și picioarele negre, deși ciocul poate deveni mai închis la culoare și partea inferioară a picioarelor este mai deschisă în sezonul de reproducere. Masculii și femelele au un aspect identic, puii arată ca adulții care nu se reproduc. Turturica este o pasăre migratoare, răspândită în Europa, Africa de Nord și Asia de Vest, de culoare generală întunecată, cu dungi albe și negre pe lateralele gâtului, spatele este cenușiu cu brun, pieptul roz-violaceu, abdomenul alburiu, coada neagră pe mijloc, terminată cu un chenar lat alb. Este asemănătoare cu porumbelul, dar mai mică.
Se hrănește cu cereale, diverse buruieni, înghit și pietricele pentru ușurarea digestiei. Cuibărește în păduri, plantații, arbuști. Toamna migrează în Africa Centrală, este mult apreciată de vânători, cuibărește în România și Republica Moldova, dar pleacă în sezonul rece. Este simbolul fidelității în dragoste. Pupăza din teia lumică, nu? Pupăza, cucul armenesc sau pasărea de bălegari, este o pasăre insectivoră migratoare. Măsoară aproximativ 28 de cm lungime. Are un penaj pestriț de culoare cafenie, cu aripile și coada negricioase, cu dungi transversale albe, cu ciocul cafeniu deschis, lung, ascuțit la vârf și curbat în jos. Picioarele sunt cenușii, aripile sunt rotunjite și are un moț de pene mari, roșii, ruginii, așezate ca o creastă în vârful capului, pe care o poate desface și strânge după bunul ei plac. Cuibărește în România, dar pleacă în sezonul rece. În lumina asta, pe ecranul ăsta nu prea se observă exact ce este. Dar după cântec, așa pare să fie vrăbi. După ciripit, mai bine zis. Stai așa. Stai să focalizăm. Vedem dacă chiar e prăle. Punem sare pe coadă sau nu-i punem? Bă, așa pare a fi, dar nu știu, nu se mișcă deloc. Nu se mișcă, l-am văzut. Ai văzut? Da. Mergi ușor spre el, că să nu vezi noapte. Ia, că s-a mișcat. Mai mult. Pare că s-a mișcat? Da, s-a mișcat. Prea silențios trebuie să fie. Asta e vrabin. Nu, așa pare. Nu era ar fost frânceu roșu pe aici. Bacila pisei. Uite, trei pisici. Ce chestie. Da, mă, uite aici, ca să le prind și în cadru. Sunt patru? Da, este unul jos. A, da, uite, și unul jos. Pisica s-a plicit aici. Nu, cred că i-a adus cineva, săraci. Da, uite, sunt patru. Nu te poate să-l tirea. Nu te vreau să plină? Bă, probabil s-a obișnuit, sau e maică s-a prin zonă. Arată cum ce atenți, uite, la noi, vezi? Da, e posibil să fie... Să-l bătice de pisica, da, să te iei prin câmpurile astea. Frumoșii? Da, foarte frumoșii. Și ăsta de jos de aici. Și o să vă țelătă. După cum puteți vedea, suntem la pândă și așteptăm să vină rățuștele sălbatice. De fapt, mai exact este vorba de rața mare.
te ia, mă, ce-o zburat, fratele meu, de aici. Ăștia, da? Ăștia nu au zburat, da? Ia să-i focalizăm, să vedem dacă reușim. Cred că reușim să-i focalizăm. Puii de anul ăsta. Oare sunt doar rațile acolo? Da, acolo sunt lăsate. Toate? Aha. Eu, mamă, cu puii. În zici și-am sperea noi. Se despărțiseră și ai văzut că mama le striga? Da, uite că... Într-adevăr, s-au dus acolo pe mal. Sper că v-a plăcut și vouă acest clip. Ne vom mai vedea și cu alte ocazii în natură, așa că dacă nu ești abonat, abonează-te la canal pentru a vedea mai multe clipuri cu animale și apasă și clopoțelul pentru a ști de fiecare dată când voi posta un clip nou. Acestea fiind spuse, nu uitați să observați, să ascultați și să învățați de la natură. Dacă ți-a plăcut acest clip și vrei să fii la curent și cu alte informații despre viața animalelor, abonează-te și o poți face chiar aici. Apasă și pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când apare un episod nou. Acum poți viziona și aceste două filmulețe unde vei afla lucruri interesante despre animale. Nu uita până data viitoare să observi, să asculți și să înveți de la natură și noi ne vedem în următorul clip.